Take me up to heaven. Salut! Eu sunt Narcis și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Școala de Trading. Astăzi o să analizăm eGold, o să vedem ce potențial are pentru 2025 și unde sunt zonele unde ar trebui să luăm profitul. Haideți să vedem cum arată. eGold. Din punctul meu de vedere, eGold, după cum ați văzut, a avut o creștere până la $544 în 2021. Da? Apoi am avut un pullback până undeva la $22.25. Este o zonă care se pare că aici am avut un suport destul de puternic, dar ca și prim target, da, dacă ține această zonă, ar fi undeva la $75. $75 unde practic eu aș lua profit aici, aș lua cel puțin 50% din, aș vinde cel puțin 50%. De ce? Pentru că fie poate să aibă un pullback și ideea este să ne recuperăm banii investiți cel puțin, gândiți-vă dacă investiți $1000 și de la 22 la 70 e de 3 ori, practic ar trebui să vă recuperați 1000, da? Și în cazul în care mai coboară, puteți oricând reintra. Da? Bun? Totodată, un următor target ar fi undeva la 0,6 Fibonacci, mai exact, iar aș vinde 50% și aș aștepta să văd dacă mai are un pullback, adică poate să testeze 0,5, 0,38, aș reintra înapoi, pentru că scopul jocului este să acumulăm cât mai multe monede. Da? Aș reintra înapoi în joc, da? Și un target realist ar fi vârful de 2021, mai exact $544. Atunci personal aș vinde 75% din tot ce dețin. De ce? Pentru că de aici oricând se poate întâmpla orice. Da? Și tot ce înseamnă cei 25% rămași, fie că este 500, fie că este 600, fie că este 800, 900, m-aș pregăti să vând. De ce? Un potențial target maxim la care ar putea ajunge ar fi 3925. Gândiți-vă că este un preț extrem de mare. Da? Ca și idee, poate 1% din proiecte sau poate pe acolo poate să ajungă până la targetul 161 Fibonacci. Da? Pentru că înseamnă enorm. Gândiți-vă cât înseamnă realistic, da? De la 22 până aici. Înseamnă 18.000, da? 18.233%, ceea ce înseamnă 182x, da? E enorm, da? Enorm. Dar ați văzut, sunt monede care, de exemplu, Solana a urcat de la $1 la 260, deci a urcat 260x, da? Deci orice se poate întâmpla, da? Tocmai de asta aici trebuie să luăm profitul și trebuie să luăm profit de fiecare dată, la fiecare nivel, ca să fim siguri că ne-am recuperat banii și că tot ce lăsăm nu sunt decât bani care sunt câștigați. Da? Bun, în principiu cam atât. Vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!